Lăsate în paragină de aproape două decenii, sistemele de irigații din Olt pornesc rând pe rând datorită unui plan ambițios pus în aplicare de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Este vorba despre Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, care vizează punerea în funcțiune a stațiilor de pompare și repompare, reabilitarea și impermeabilizarea canalelor de irigații. Primul proiect dus la bun sfârșit este cel de pornire al stației de repompare de la Piatra Olt. Parte din amenajarea Bucșan-Cioroiu, ce va fi modernizată în totalitate. Aceasta va asigura apă pentru irigarea a 20.000 de hectare. Mai sunt încă trei proiecte de acest gen aflate în derulare. La Caracal au loc ultimele lucrări de modernizare a stației care va asigura apă pentru irigații de la Caracal și până către granița cu Doljul. Această amenajare este în reabilitare. Valoarea proiectului este de 23 de milioane de lei. Lucrările sunt în desfășurare și cred că la sfârșitul lunii iulie, 15 august, și pe terasa Caracal va fi introdusă apă pe canal pentru ca fermierii cu tot ce poate să-și tragă de acolo, utilaje sau organizațiile doctor care și-au făcut acele SPP-uri, să poată să tragă apă și să ducă la plantă în cele mai bune condiții. În reabilitare este și o parte din amenajarea pentru irigații Stoienești-Vișina. Pentru început este implementat un proiect în valoare de 11 milioane de lei, căruia îi se adaugă încă o investiție, astfel încât apa să ajungă pe canalele principale din toată zona respectivă. În anul 2018 punem proces verbal de recepție pe prima etapă din Stoienești-Vișina. Etapa a doua este în licitație, a doua etapă de la Stoienești-Vișina, pentru a putea asigura apă pe cei 47 de kilometri de canal și toată infrastructura de irigații din Stoienești-Vișina să fie reabilitată. Urmează terasa Corabia, pentru reabilitarea căreia a fost derulată licitația și s-a semnat contractul de finanțare. Terasa Corabia, cu o valoare de 54 de milioane de lei, în două săptămâni încep lucrările acolo, se reabilitează pentru o suprafață de aproape 30.000 de hectare terasa Corabia. Acolo s-au înființat foarte multe organizații de udători. Pentru a duce apa din canalele principale și până la plante, aceste asociații vor putea accesa fonduri europene în valoare de 1 milion de euro pentru fiecare stație de punere sub presiune. 30% din bani vor putea fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente de irigații.